mult de tot. Bun, apropo, spuneam și despre Bârligea, că avem o declarație de la Neluțu Varga și despre Bârligea, da, care chiar dacă a ratat, sau mă rog, a fost omul meciului din toate pozițiile, da, bine, la bătaie cu Taxidis, că și Taxidis, marcând în minutul 90 și... Da, Bârligea gol și pasă de gol. Da, da, dar și ratarea a sezonului, da. Bun, ce spune Neluțu Varga, ce a spus Neluțu Varga pentru Fanatic despre Bârligea, citez, mi-a plăcut enorm Bârligea, cred că este cel mai bun atacant din România în acest moment și sunt convins că anul acesta va fi golgeterul campionatului. Nu ne gândim în niciun caz să-l vindem pe Bârligea în acest moment, vrem să facem performanță, să dea multe goluri, să ne facă din nou campion. A intrat extraordinar, a marcat un gol în stil de mare, mare jucător și putea să mai înscrie încă unul, două goluri. Ne-a plăcut mult de tot, iar Dan Petrescu este foarte încântat de forma pe care o arată Bârligea, chiar dacă vine după recuperare. Suntem convinși că va fi unul dintre jucătorii esențiali pentru ca noi să devenim campioni. Cred că Bârligea va da între 15 și 20 de goluri pentru CFR și ne va ajuta să ne atingem obiectivele. Este unul dintre cei mai buni jucători, un tânăr de mare perspectivă și cât de curând va fi și un fotbalist de bază pentru echipa națională a României. Previzionează Neluțu Varga într-o declarație exclusivă pentru Fanatic. Deci zice Neluțu că va fi golgeterul României cu 20 de goluri. Poate. În România. Cum? România pe ce? Anul trecut cât au fost? 17 goluri. 17 goluri, Coman. Uh-huh. Doi jucători la calitate. Da, și Bârligea la ce jucători are CFR-ul pe acolo, nu poate să joace. Dar dacă îl ia și pe Luis Munteanu, ce? Vor juca cu două vârfuri? Vin cu centre în fața. Vor juca cu două vârfuri? CFR-ul trebuie să schimbe sistemul atunci, CFR-ul, dacă îl ia și pe Luis Munteanu, nu? Că dacă îl ai pe Bârligea, golgheter și jucător de echipă națională, îl iei pe Luis Munteanu un efort financiar, te joci cu amândoi. Deci Petrescu trebuie să joace 4-4-2 de aici încolo, dacă vin jucători. Bun, hai, măcar să aibă Petrescu un jucător care și... să-l pună în dificultate să găsească primul 11, da? Și devine din ce în ce mai periculoasă pentru FCSB, pentru titlu. Bănel, ți-am spus că anul ăsta nu mai aveți nicio șansă la titlu. Avem echipă. Hai să nu exagerăm. Avem echipă bună. Nu, dar am spus că anul ăsta... Știi ce... CFR-ul va câștiga campionul. Deci mergi pe CFR? Da. Ai mers pe FCSB anul trecut? Am...